Joi 10 februarie a debutat Bursa Locurilor de Muncă Vacante desfășurată la sediul sucursalei din Siret. Aceasta a fost organizată de către Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă în parteneriat cu instituția prefectului județul Suceava și primăria orașului Siret. Mulțumim angajatorilor prezenți la eveniment, firme din județ și de la nivel național, a căror deschidere imediată a permis ca oferta să fie una foarte consistentă, fiind puse la dispoziție peste 1300 de locuri de muncă. Prin implicarea activă a autorităților locale alături de instituțiile publice cu atribuții directe, există premisa soluționării unor probleme cu puternic impact social și economic ce vizează întreaga comunitate. Suntem alături de oamenii care trec prin momente delicate și încercăm să facem tot ce este posibil astfel încât să oferim perspective și soluții reale la problemele apărute, a transmis prefectul Alexandru Moldovan.